Dacă în Moldova doresc să facă o singură regiune de dezvoltare cu capitala, bineînțeles, la Iași, acest lucru reprezintă pentru Suceava aproape, aș îndrăzni să spun, o catastrofă. Ce avantaje aduce capitala unei regiuni, unui municipiu reședință de județ? În primul rând, devine un pol de dezvoltare economic, social și cultural al zonei. În al doilea rând, acolo se fac marile dezvoltări ale proiectelor de infrastructură tip aeroport. Va fi cel mai important aeroport al regiunii. În al treilea rând, se vor construi drumuri rapide între municipiile reședință de județ și capitala regiunii. În al patrulea rând, se vor construi sedii administrative pentru instituțiile regionale, inclusiv o clădire a regiunii, a administrației regiunii. Toate aceste lucruri fac ca această capitală a regiunii să devină foarte atractivă pentru investitori. Aici, în primul an de zile, după opinia specialiștilor, se vor crea, datorită acestor facilități, peste 1000 de noi locuri de muncă. Vasile Ilie și-a argumentat declarațiile prin prezentarea experiențelor altor țări care au trecut deja prin procesul de regionalizare. Vicepreședintele PDL Suceava a mai spus că interesul Partidului Democrat Liberal este să se creeze două regiuni în Moldova. Așa după cum ne-a demonstrat experiența din Polonia și din Cehia, urmează o prăbușire economică accentuată a tuturor municipiilor reședință de județ. De aceea, România are interesul național de a fructifica cât mai bine oportunitățile oferite de regionalizare și de a crea în Moldova două regiuni care să devină doi poli puternici de dezvoltare în cea mai săracă parte a țării. Un singur pol de dezvoltare, care ar fi Iașu, ar face din această zonă săracă o zonă și mai săracă. Și ar transforma celelalte capitale de județ în niște orășele de provincie neînsemnate. Ultima propunere pentru regionalizare și probabil cea care va fi pusă în practică are în vedere 8 regiuni de dezvoltare, printre care și regiunea de nord-est, care va cuprinde 6 județe cu capitala la Iași.